Sunt de binecuvântare pe cei care vin și îi reprezintă. Când împachetezi această starfă, îți pui dorințele și o pui cu mâinile deschise și poate să-ți o pune pe guler în semn de binecuvântare. Elefanții sunt o prezență în istoria laică, naturală și spirituală a Indiei. Uitați-vă, asta era alternată. Uitați, aici, pe partea asta a clădirii, și aici este o femeie care este îmbrăcată într-un sari foarte minunat și care cară cel mai, la nivelul cel mai de jos al echipei de lucru, care îmbolează și l-aruncă jos, direct în stradă, unde lumea trece fără niciun fel de problemă. Boluri. E o beție de obiecte. Am făcut pasul următor, este un templu, se merge practic spre est, pe poala muntelui, deci astea sunt Piemontul, se merge și uitați, Dalai Lama spunea, nu faceți greșeala să considerați că sunt diferențe mari de fond între diversele tendințe în cadrul religiei budiste. Aceste aspecte vestimentare sunt consecința independenței fiecărei mănăstiri, care își construiește stilul de viață, ca la Athos. Fiecare stareț dictează sau lansează o linie sau urmează o linie care este particulară acelui loc. V-aș ruga să remarcați obiectele decorative care uitați aici, roata aici. Pe ea e de discutat. Ieșeau de la slujbă, coborau aceste trepte și în spate o minunăție de munte. Stelul, care este policolor și pe două sensuri de orientare, grupul se apropie și personaje, este un cercetător rătăcitor, care o să-l vedeți probabil mai târziu, pe terasa principală, dar înainte de a urca pe terasa principală, uitați-vă, floarea de lotus, uitați-vă Yin și Yang-ul, uitați-vă soarele și luna, uitați-vă meandrele, simbolul grecesc al continuității curgerii, a repetițiilor, ciclurilor de existență, mai curgem, iar ne întrupăm, iar ne echilibrăm și iar mergem mai departe. Este plin de simboluri, nu ai timp să poți să întrebi sau să ai pe cineva care să poată să-ți alimenteze curiozitatea. Totul este gândit, au deja un stil al bisericilor tibetane. Asta este un stil pur tibetan, o să vedeți mai departe. Dar liniile orizontale și verticale se leagă cu oblicile munților din spate minunat și cresc, te conduc spre așa ceva. Păsări care intră în cadru. Am vrut să văd detalii despre o căciulă, observație foarte groasă, e lângă munte și e frig. Ușile de temple sunt spectaculoase, absolut spectaculoase. Ca să intri din ceva și în altceva, trebuie să treci conștient o poartă, un nivel. Sunt făcute formidabil. Înăuntru și afară. Asta e spațiul Buddha. De dincolo de altar, acelea sunt 10.000 de statuia lui Buddha, care le găsește în toate decorații, sculpturi. Este creația Dalai Lama și ofrandele materiale care sau financiare sunt obișnuite, necerute, dar date cu gratitudine de oricine vrea să-și... Uitați-vă ce culoare au aceste eșarfe care le porți după ce ești de la binecuvântare. Buddha, statuile, ușa. Sunt pur și simplu decorație, n-au semnificație, am întrebat, decât culorile care sunt specifice. Svastica la dreapta și la stânga
numele lui Kipling e legat de svastica, el a avut un logo, un poinson pe toate cărțile lui până la un moment dat când cineva sau alții s-au legat de el și atunci a renunțat, dar este simbolul curgerii, simbolul mișcării, simbolul vieții. Cromatică și construcție, ăsta e Raj. Acum se vede mai bine. E minunat. Monștri sau figurine care păzesc, uitați floarea de arborele lui Buddha. Dincolo de verde, dincolo de flori, muntele păzește și sunt liniile tipice ale arhitecturii tibetane cu coloarea, cu ieșindurile, intrândurile care la forma încadramentelor fereselor te duc cu gândul la arhitectura, mie cel puțin mi-a sugerat, egipteană. Foarte ordonat, colorat și îți ordonează privirea, pur și simplu. Alt timp, altă poziție, este aceeași persoană care își citește rugăciunile și dă dezlegări tânărului novice, care a preferat să învețe în timp ce colegii lui, o să vedeți mai târziu, joacă cu banul pe terasă, ca orice copil care își petrece timpul în mod plăcut. Uitați-vă, slăbește banul. Leziuni care pot să fie și de insecte. E posibil. Peste tot există și aici. Dar ceasul se întâlnește cu telefonul fără niciun fel de discriminare, dar au programul de învățământ foarte, foarte strict. Cromatică. Cromatică, ritm, verticală și orizontală. Uitați-vă culoare. Cartea lui de rugăciune. Și acela este bolul care, dacă se umple, e bine, dacă nu se umple, iarăși e bine, nu cere, nu plânge, merge mai departe și mâine o zi. Aici, uitați rândunica. Tot timpul parcă se încăpățânează câte o pasăre să stea lângă noi. Uitați-vă forma, linia clădirii și munții din spate. Culoare, combinație. Nu se poate descrie o culoare de acolo. Imposibil să se bată una cu alta. Imposibil. Un gen de rugăciune mai special, cu un foc care s-a aprinde deasupra unui desen pe nisip, cu vasele din care primesc mâncare, stau jos, alții stau pe scaune, își au clopotele pe care intervin în diferite tipuri ale slujbei. Este o persoană nemaipomenită după spiritualitatea pe care am simțit-o, a fost după Dalai Lama, very high. Ne-a primit, era înțeleptul, starețul mănăstirii nu era, dar el mi s-a părut extraordinar. Am cunoscut al doilea după Dalai Lama, care e un tânăr de 26 de ani și se spune că este un brilliant. Nu mi-a făcut impresia așa puternică pe acest om. Uitați-vă ce combinație. Institutul de artă tibetană. Au făcut o instituție, deci au primit de la statul indian și acolo și-au adunat oamenii și încearcă să-și mențină cultura, să dezvolte, să transmită generațiilor care vin cultura lor. Te uimește omul, natura, forme. Uitați-vă cum poate să crească fructele și linii. Este Norbulinga Institut, care are sculptură, pictură, asta, statuie, metal, foarte, foarte interesant. Și acest gen de a crește ceva, de a pune peste ceea ce există, această piramidă de pietre, care înseamnă construirea unei dorințe spre mai înalt, reprezintă condiții de obligatorii de a fi realizate. În altă parte se va putea vedea vreodată, cine știe,
Chiar atunci când începi un demers, un proiect foarte important, o casă, de exemplu, sau ceva mai mare, trebuie să-ți faci planificarea și gândurile construind asemenea structuri. Poate începem și noi. Din ceea ce realizau acolo, uitați-vă cum arată. Acest dispozitiv m-a dus pe mine și la Incaș. Găsești acest ritm și aceste nivele și când am fost în Peru. Linie absolut superbă, cum se racordează verticala cu orizontala și intrarea în templu. Ușa, asta este un detaliu de la ușă. Am trecut deja la Dharamshala, ne-am întors, este un covor din matase, Ispahan, de o frumusețe cum n-am văzut. Am văzut colecția UNESCO la Baku de covoare, deci am văzut ceva covoare și calitate. Nu vă puteți închipui cum primea, reținea sau dădea înapoi lumina. Absolut senzațional. Uitați, în plină stradă, aici am datorită și lor, e o cafenea unde ieșeam de la teaching și ne dăm cafea de ieșire. Stau acolo fără să-i deranjeze absolut nimeni, pentru că toată lumea e a lor și a lor și a noastră. Detalii. Dacă vreți să vă plimbați și să vă încântați ochiul de ce forme poate să conceapă omul, de cum poate să le pună. De fapt, ce simțiți acum este nivelul de comunicare fundamentală în psihologie pozitivă. Așa trebuie să comunicăm ce nu merge. Atunci vom putea ajunge în mintea celuilalt să împărtășim valori, nu non-valori. Și poți să rulezi lacăte sau asta este undeva un clip, este roata rugăciunii. Prayer wheel, care merge cu celulă solară. Sigur, cu apă, chiciurile chinezești, dar este o formă în care pe bordul mașinii mergea în continuu și îl ținea atent că acel ceva e cu el și îl însoțește. Uitați-vă combinația de culori. Subtil. Au multe mele. Mult. Și era o tarabă a cuiva de lir de boluri. Dacă vreți să le vedeți, dacă v-ați plictisit, să-mi spuneți, mă opresc fără niciun fel de problemă. Uitați-vă combinații de formă, culori. Rotund cu verticală. Uitați. Inel. Nu e o podoabă agresivă. E o nevoie de a se exprima prin frumos. Trebuie să vină autoregulare din spate. Uitați-vă cum sunt lucrate. Au bijuterii absolut superbe. Astea sunt la marginea străzii. Mai jos nu există. Să vedeți ce este într-o bijuterie care începe să urce. Una, două trepte în sus. Pe deal în sus erau, e un cartier mai hippie așa și pentru că probabil au constatat din practică că au mai mulți bani, acolo au făcut niște bijuterii absolut superbe. Și bineînțeles că în fața unor asemenea frumuseți, grupul se rupe, unii vor, alții nu vor, dar mergem mai departe.
nu știi, dar ce frumos să te oprești. Uitați-vă. Să vedem dacă vedem aici, uitați, da, este. Și lacul din capete, din cranii. Asta înseamnă nu moarte, nu simbolul Americii Centrale. Este inteligența. La tibetan, craniul înseamnă mintea, brain-ul, conștiința. Uitați-vă ce rit de culoare, cum cad. Da, mergem, că se face târziu. Și așa ne putem opri, puteți vedea fiecare piatră, cum primește lumina și dinspre soare și dinspre umbră. Este absolut minunat. Hai, da. Nu știu de ce am aici. Da, dacă vezi, ai explicația logică. Motiv pentru care, mai o secundă. La sfârșit, nu judec Universul, cred că Doamne, ajută-i pe români să rămână înțelepți, drepți și uniți, ca să punem din nou România în cartea de istorie și pe harta lumii. Trebuie să ne purtăm uniforma de român. Ăsta am fost eu. Mulțumesc mult și înainte de a, evident, de a